Connie e bolnavă. Mama își face bagajul. Connie aproape că a uitat că mama merge la un curs de perfecționare. Asta nu-i place deloc lui Connie. Dar ce este de fapt un curs de perfecționare? Întreabă ea. Mama îi spune că la curs află ce noutăți au apărut în meseria ei. Tata va avea grijă de Connie și de Iacob timp de câteva zile. A doua zi dimineață, Connie vine adormită în bucătărie. Mama arată ciudat în costumul ei de călătorie. După ce le dă tuturor câte un pupic, ea trebuie să plece. Tata îi dă lui Iacob să mănânce. Lui Connie nu este foame, dar în schimb îi este pisoiul lui Miau, care își împinge castrolul încolo și încoace. Connie îi dă de mâncare și îl mângâie îndelung. Azi nu e distractiv la școală. La ora de matematică, Connie nu știe cât face 7 plus 5. Se simte parcă ar avea vată în cap. La ora de desen, Connie colorează fără chef toată pagina cu verde. Mai târziu, ea găsește în cutia cu gustare un abțipil cu o față zâmbitoare. Connie se bucură, deci mama o iubește, chiar dacă a trebuit să plece. La ora de muzică, în timp ce cântă, pe Connie parcă o zgârie ceva în gât. La ora de sport, se simte și mai rău. Copiii strigă atât de tare încât pe Connie o apucă durerea de cap. Și, la cățărat, nu reușește să ajungă nici măcar până la mijlocul frânghiei. Picioarele îi sunt atât de grele și brațele atât de obosite. Când ajunge acasă, tata le pregătește paste cu sos de roșii. Este mâncarea ei preferată, de altfel și a lui Iacob, care înfulecă pe nerăsuflate. Însă Connie nu are chef să mănânce. Pastele nu sunt la fel de bune ca ale mamei, se gândește ea. Și când înghite, parcă o pișcă de gât. În plus, îi curge nasul, iar acum îi vine și să strănute, tocmai când are gura plină. După masă, tata îl culcă pe Iacob și Connie trebuie să se întindă, dar nu poate dormi din cauza nasului înfundat. Este înfierbântată, îi vine să tușească și o doare gâtul. Tata îi leagă un fular la gât. Mai mult ca sigur, Connie are febră. Tata îi măsoară temperatura cu termometrul. Arată 38 de grade. Într-adevăr, Connie este bolnavă, tocmai acum când mama nu e acasă. Connie ar vrea ca mama să vină înapoi. Plânge pentru că doare capul, pentru că îi vine să tușească și în special pentru că mama nu este acolo. Tata o ia pe Connie în brațe și o consolează. Iacob intră în camera gale. Cutec! Spune el. Da, imediat! Răspunde tata. Acum însă trebuie să se ocupe mai întâi de Connie, care este bolnavă. Iacob iese târșindu-și picioarele. Tata o sună pe bunică. Ea îi explică cum să-i pună comprese la gambe pentru a-i scădea febra. În plus, Connie trebuie să bea multe lichide. Iacob își face din nou apariția. Și-a scos singur scutecul și îl ține mândru în mână. Exact atunci sună mama. Tata îi spune despre boala lui Connie, căreia îi dă telefonul și fuge în urma lui Iacob. După ce îi pune lui Iacob un scutec nou, tata îi face lui Connie un ceai și pune comprese la gambe. Îi înfășoară fiecare picior într-un prosop umed peste care așează unul uscat. Iacob vrea neapărat să se joace cu tinulețul în camera de zi, dar Connie nu vrea să rămână singură. Lui tata îi vine o idee. Connie poate să stea pe canapea în camera de zi și să asculte CD-uri. Iacob îi aduce lui Connie cu trenulețul batiste de hârtie, bucăți de măr, biscuiți și bomboane cu miere. Tata ia din nou temperatura. Termometrul arată 39 de grade. Speriat, tata îl sună pe doctorul Baciu, pediatru. Asistenta medicului îi cheamă de îndată la cabinet. Doctorul Baciu îl salută prietenos. Apoi controlează gâtul și urechile lui Connie. Cu stetoscopul îi ascultă pieptul și spatele. Îi palpează gâtul și examinează cu atenție pielea de pe abdomen și spate. Nu vede pete sau bubițe. Doctorul îl liniștește pe tata, spunând că e doar o răceală serioasă. El îi scrie o rețetă pentru picături de nas, sirop de tuse și supozitoare contra febrei și a durerilor de cap. La farmacie, tata îi mânează farmacistei rețeta. Ea pune toate medicamentele într-o pungă și mai adaugă și un pachet de batiste de hârtie. Însănătoșire grabnică! Le urează ea și le dăruiește fiecăruia câte o bomboană cu vitamine. Chiar și tata primește una pentru a rămâne sănătos. Connie poate să-și ia revista pentru copii de la farmacie. Acasă, Connie primește mai întâi o lingură de sirop de tuse. Are gust bun și nici picăturile de nas nu sunt rele. Tata îi pulverizează câte puțin în fiecare nară, iar Connie trebuie să le aspire în nas. Acum poate respira din nou pe o nară.
Înainte de a merge la culcare, tata îi pune lui Connie un supozitor. Noaptea, Connie visează că trebuie să salveze pe Miau dintr-o veche cetate prăfuită. Praful o face pe Connie să tușească. Se trezește speriată, transpirată toată. Connie merge desculță în dormitor. Vrea să se ghemuiască lângă mama, dar locul mamei este gol. Connie se strecoară sub plapuma tatălui ei. Tata îi schimbă pijamaua, îi dă o lingură de sirop de tuse și mai pune un supozitor. Connie se cuibărește în brațele tatălui care spune povești până când, în cele din urmă, adoarme. A doua zi, Connie nu merge la școală. Vine bunica și le face supă de pui cu tăieței în formă de stele. Connie mănâncă puțină supă. Apoi, nasul nu-i mai este deloc înfundat și febra i-a scăzut. Când tușește, o doare gâtul. Bunica îi dă o tabletă de suc împotriva durerilor de gât. E aproape ca o bomboană. Mai târziu, bunica se joacă cu Connie. Nu te supăra, frate! Tata a plecat cu Iacob în parc la joacă. Bunica i-a povestit că și-a avut dureri de gât îngrozitoare când era mică. Bunica ei i-a făcut ceai de salvie. Era atât de amar. Tocmai atunci sună mama, care vrea să știe cum se simte Connie. Bine! Îi spune Connie. A doua zi, Connie nu mai are febră. Durerile de gât au dispărut, mai vorbește doar puțin fonfăit și din când în când mai tușește. Azi și mâncarea și-a recăpătat gustul. Mâine merg din nou la școală, spune Connie. Dar mâine e sâmbătă, râde tata. Nu aveți școală. După amiază vine în vizită Iulia. Ea îi aduce temele. Connie și Iulia fac temele împreună. Acum Connie știe imediat cât fac 5 plus 7 sau 6 plus 4. Și scrierea fișe de la cunoștințele generale merge foarte repede. Sâmbătă s-a întors mama. I-a adus lui Connie o mică trusă medicală cu termometru și stetoscop. Imediat, Connie le ia tuturor temperatura și ascultă cu stetoscopul. Toți sunt sănătoși. Deși lui Iacob nu cumva îi curge nasul? Connie la școala de muzică. Pe neașteptate, un șuierat asurzitor se aude în toată casa, urmat de un bubuit cumplit. Tata își astupă urechile, iar mama strigă: Încetează, te rog! Dar Connie nu aude, deoarece face muzică. Apoi, dintr-o dată, se așterne liniștea. Connie a obosit, are nevoie de o scurtă pauză. Tata propune să o înscrie pe Connie la o școală de muzică. Acolo va putea învăța să cânte la multe instrumente. Lui Connie îți urâde ideea. Zis și făcut. Tata o duce pe Connie la o preselecție pentru participarea la cursurile școlii de muzică. O doamnă tânără îi întâmpină și îi salută. Bună, eu sunt Margareta. Ea cântă cu copiii atât cântece zgomotoase cât și mai potolite. Apoi fiecare copil își poate alege un instrument. Margareta a dus cu ea maracase, triangluri, flaute, bețe de rezonanță și multe alte instrumente. Connie este încântată de școala de muzică și ar vrea neapărat să revină aici. Dorința este îndeplinită și ea este primită într-o grupă de copii noi. Pentru a face cunoștință, Margareta le lasă copiilor un motan de pluș pe care să-l treacă din mână în mână după ce își vor fi spus numele. Când se oprește în fața lui Connie și o întreabă: Pe tine cum te cheamă? Connie își spune numele, după care pasează motanul de pluș următorului copil. Astfel ajung să se cunoască cu toți. Deodată, Margareta le spune copiilor: Faceți liniște! Copiii ascultă cu atenție. Cip-cirip, ciripesc păsările. Vrum-vrum, se aude motorul unei mașini. Undeva, cineva exersează la pian. Vurtanică-i, chiorță-i zgomotos. Ce tare se aud toate când e liniște! Se miră Connie. Acum e rândul copiilor să producă diferite zgomote. Unii bat din palme și tropăie cu picioarele, alții fluieră și pufăie. Connie plescăie cu limba și Iudita pocnește din degete. Apoi cântă cu toții un cântec, pe alocuri zgomotos, alteori abia perceptibil. La următoarea întâlnire, la școala de muzică, are loc un adevărat concert cu ustensile de bucătărie. Fiecare copil a adus câte un obiect din bucătărie. Folosindu-se de ele, copiii încearcă să cânte. Connie bate cu polonicul ei în tava de prăjitură a norei. Luca își trage lingura peste o răzătoare, iar Ben amestecă într-o oală mare cu un tel. Acasă,
Pony continuă să cânte la instrumentele improvizate din ustensilele de bucătărie. Ea își face un set de tobe din oale de dimensiuni diferite. Tata oftează greu. Nu și-a imaginat că aici se va ajunge cu școala de muzică. Connie descoperă că oalele mari scot sunete mai profunde, mai pline, iar cele mici, sunete mai înalte, mai subțiri. Connie exersează întreaga după-amiază la tobele ei. Pe când se apropie ora cinei, reușește deja să cânte o scurtă melodie. La școala de muzică, copiii cântă și dansează. Curând, Connie învață multe cântece, unele lente, altele rapide, triste sau vesele și, în plus, poate reda diferite melodii, folosindu-se de bețe de rezonanță, de maracase și de tobe. Alteori, copiii își construiesc singuri instrumente din lemne, elastice, toze și perle. Această activitate îi place cel mai mult lui Connie. Ea are multe idei de instrumente noi și fiecare din acestea scoate un sunet complet diferit. Însă Connie își dorește mult să aibă propriul ei instrument muzical adevărat. De aceea mama îi face cadou un xilofon. Connie exersează silitoare până ce ajunge să cânte multe cântece la acesta. Ba mai mult, își compune și melodii proprii. Dar, până seara, când ar vrea să îi le cânte tatălui ei, spre marea ei supărare, constată că le-a și uitat. Ce bine că Margareta le arată copiilor cum se pot transcrie melodiile cu ajutorul notelor muzicale. De acum, Connie, sigur, nu-și va mai uita cântecele. A trecut deja o jumătate de an de când Connie a început să meargă la școala de muzică. A învățat multe lucruri despre sunetele înalte și joase, despre ritmuri și note. În curând, la școală, se va organiza un concurs la care Connie va participa cu un cântec compus de ea însăși pentru ursulețul ei de pluș. A încercat să cânte la xilofonul ei melodii noi, până când una i s-a părut că sună chiar bine și la auzul căreia ursulețul a mormăit mulțumit. Connie a transcris acest cântec cu note multicolore pentru concurs. Nerăbdătoare, la fiecare oră de muzică, o întreabă pe Margareta despre concurs. În cele din urmă, aceasta vine cu o veste bună. Cântecul lui Connie, dedicat ursulețului de pluș, a primit un premiu special, ea fiind cea mai tânără participantă. Connie de-abia așteaptă să-i dea tatălui vestea cea mare. La concertul dat de elevi, Connie își interpretează propriul cântec compus pentru ursulețul de pluș. Toată lumea o aplaudă cu frenezie, însă cel mai tare dintre toți, spectatorii, aplaudă tata. Întotdeauna mi-a plăcut muzica lui Connie, îi spune el mândru mamei. Mama nu zice nimic, se mulțumește să zâmbească doar. Connie merge la școală. Connie încă mai merge la grădiniță, dar nu pentru mult timp. În curând, Connie va merge la școală. În această dimineață, mama a găsit în ziar un anunț. Îl citește cu voce tare. Toți copiii care împlinesc 6 ani până la sfârșitul lunii iunie trebuie să se înscrie la școală. Și eu? Întreabă Connie. Mama dă din cap aprobator. Da, tu vei împlini 6 ani deja în aprilie. Mai târziu, sosește o scrisoare de la școală, în care este indicată exact perioada de înscriere și ce acte trebuie să ducă mama cu ea. Connie încă nu știe dacă trebuie să se bucure sau nu că merge la școală. Ce se va întâmpla dacă învățătoarea ei va fi foarte severă, așa cum a văzut Connie la televizor? Oare n-ar fi mai bine să meargă în continuare la grădiniță? Dar tata o liniștește spunând că în zilele de azi nu mai există astfel de învățătoare precum cea din film. Și în plus tu vrei să înveți să citești? Este de părere mama. După ce vei învăța să citești, tu îi vei citi lui Iacob povestea de noapte bună. Lui Connie surâde de ideea. Joi de dimineață, mama și Connie îl pup pe Iacob în cărucior și pornesc spre școală. Un afiș le arată încotro trebuie să meargă. O mamă cu două fetițe gemene se află în fața lor. Cele două arată identic. Connie se gândește că ar fi foarte amuzant ca gemele să fie în clasă cu ea. La înscriere, mama trebuie să completeze o fișă cu multe întrebări. Connie spune secretarei școlii, doamnei Mureșan, că dorește neapărat să fie în clasă cu prietena ei Iulia. Drăguță, doamna Mureșan notează acest lucru în fișa de înscriere a lui Connie. Dintr-o dată sună strident o sonerie. Connie tresare. Acesta este clopoțelul care anunță pauza, explică secretara.
acum toți școlarii se pot juca în curtea școlii. Pe drumul spre ieșire, ușile de la sălile de clasă sunt deschise. Connie privește curioasă înăuntru. Toate sălile de clasă au pe peretele din față o tablă și multe dintre ele una și în lateral. În spate sunt, în aproape toate sălile, rafturi cu cărți și jocuri. Mesele sunt așezate fie grupate, fie în cerc și chiar pe rânduri, una după cealaltă. Pe pereți sunt agățate planșe multicolore. În multe clase sunt flori pe pervaz și în una este chiar și un acvariu. Lui Connie chiar îi place la școală. Dintr-o dată sună din nou clopoțelul. Toți copiii vin în vală din curtea școlii. Connie se lipește de mama ei pentru a nu fi răsturnată de copiii care vin în fugă. Puțin mai târziu, Connie trebuie să meargă la vizita medicală. O doctoriță verifică dacă Connie vede și aude bine. Connie este măsurată și cântărită. Apoi trebuie să sară într-un picior până la mama, să meargă pe vârfuri și pe călcâie. Connie ți-o păie chiar mai departe, până la ușă, căci este foarte pricepută la așa ceva. În cele din urmă, ea trebuie să deseneze o casă și un copil. Apoi urmează concluzia doctoriței. Connie poate merge la școală. Într-o sâmbătă mai sosește o scrisoare de la școală. De data aceasta, de la noua învățătoare a lui Connie. O cheamă doamna Popovici. Connie va fi în clasa 1B. O sună de îndată pe Iulia. Și Iulia a primit o scrisoare. Și ea va fi în clasa 1B. Connie e foarte bucuroasă. Au reușit, vor fi în aceeași clasă. Scrisoarea mai conține și o listă cu toate lucrurile de care Connie va avea nevoie la școală. Mama merge cu ea la cumpărături. Ele cumpără o cutie frumoasă cu vopsele, pensule, creioane colorate cerate, caiete pentru scriere, caiete pentru socotit, tosare, un bloc de desen, plastilină și multe altele. Acasă, Connie scrie numele pe toate lucrurile, pentru că pe acesta știe deja să-l scrie. Mai are nevoie doar de un ghiozdan. Pe acesta îl primește de la bunica Florica, unul cu multe stele. Înăuntru mai este o surpriză, un săculeț pentru sport, un penar cu multe creioane și o mică gentuță de umăr, toate cu același model cu stele, ca cel de pe ghiozdan. Connie își aranjează fericită toate lucrurile pentru școală. Așteaptă cu nerăbdare prima zi de școală. A sosit, în sfârșit, momentul mult așteptat. Încă înainte de micul dejun, cineva sună la ușă. Sunt bunica Mariana și bunicul Victor. Și ei vor să fie alături de Connie în prima zi de școală. Din păcate, bunica Florica nu poate veni. Este bolnavă. După ce toată lumea și-a terminat micul dejun, Connie primește un cornet de carton plin cu dulciuri și cadouri. Acesta este foarte greu. Connie ar prefera să vadă imediat ce este înăuntru, dar trebuie să mai aștepte. Tata îi face fotografii lui Connie cu cornetul în mână și ghiozdanul pe spate. Mama îl pune pe Iacob în cărucior. Apoi pornesc cu toții spre școală. La școală, sala festivă este frumos împodobită. În fața scenei sunt multe scaune și bănci. Deja sunt mulți părinți și copii acolo, dar pe o bancă mai sunt câteva locuri libere. Acolo își duce Connie familia. Directorul școlii ține un scurt discurs. Elevii din clasa 4-a interpretează o piesă de teatru foarte amuzantă cu un bufon care nu știe să citească și de aceea se așează pe o bancă proaspăt vopsită. Apoi cântă cântecul, toți copiii învață să citească. După aceea vin învățătorii și învățătoarele și fiecare strigă copiii din clasele lor. Cu toții merg în sălile lor de clasă. Connie se așează împreună cu Iulia la o masă de la fereastră. Toți își pun cornetele pe masă și ghiozdanele pe podea. Pentru prima dată, Connie își privește învățătoarea cu atenție. Doamna Popovici este tânără și are un zâmbet drăguț. Ea îi trimite pe părinți în curtea școlii. Apoi le spune copiilor o poveste despre un șuricel care la început nu a îndrăznit să iasă din gaura de șoareci, dar apoi a prins totuși curaj și a descoperit lumea. După aceea, fiecare copil a luat de pe rafte cu sonul inscripționat cu numele său
și a colorașului celul de pe el. Învățătoarea împarte orarele. Connie va avea 4 ore de școală în fiecare zi. Doamna învățătoare le-a dat copiilor și temă de casă. Să deseneze pe o foaie cornetul de carton și să-l coloreze. După aceea, copiii merg în curtea școlii. Acolo, un fotograf face o fotografie cu întreaga clasă. Fiecare copil cu cornetul și ghiozdanul lui. Cine dorește poate să se fotografieze și individual. Desigur că și Connie vrea să facă o fotografie doar cu Iulia. Școala s-a încheiat pentru azi. A fost foarte distractiv. Connie se bucură și așteaptă cu nerăbdare ziua de luni, când școala va începe cu adevărat și va învăța să citească, să scrie și să socotească. Acasă, Connie poate în sfârșit să-și deschidă cornetul de carton. Câte minunății se află înăuntru! Ce păcat că primește un astfel de cornet doar în prima zi de școală! Connie la plajă. Connie este în vacanță la mare. Firește, Connie nu este singură, ci însoțită de tatăl și mama ei. Connie l-a luat cu ea și pe Fridolin, noul ei crocodil din plastic. Fridolin e uriaș și de culoare verde aprins. Connie e bucuroasă pentru că astăzi, după micul dejun, vor merge la plajă. Până acolo însă drumul e lung, trece pe lângă farul vopsit în alb și roșu, apoi urcă și coboară pe potecă printre dunele de nisip. În cele din urmă, în fața lor, apare marea nesfârșită, verde-albăstruie. Acum e reflux, adică apa se retrage de la țărm. Peste câteva ore, nivelul apei va crește, atunci va fi flux, îi explică tata lui Connie. Apoi, mama și tata se așează la soare pe șezlonguri de plajă. Connie aleargă la apă. Ce multe sunt acolo de văzut! Pene de pescăruși, alge plutind pe apă și, mai ales, cochilii de melci. Nu trebuie decât să le duci la ureche și ți se va părea că auzi vuind toate oceanele din lume. Connie încearcă apa cu piciorul. Tiii, ce rece e! Lui Connie parcă îi vine să se întoarcă din drum. Dar apoi îl apucă bine pe Fridolin, închide ochii și se aruncă în valuri. Însă valurile o acoperă. O rostogolesc de colo până colo, în sus și în jos, apoi, în următoarea clipă, o aruncă înapoi pe nisipul umed. Connie scuipă apă sărată și, respirând greu, ar vrea să... Dar stai, unde este Fridolin? Connie se uită în jurul ei. Cât vezi cu ochii, nici urmă de crocodil. Însă, departe, în larg, se întrezărește ceva verde aprins, în spuma valurilor. Dar numai pentru o clipă. Apoi, Fridolin dispare sub un alt val uriaș. Câțiva oameni vin în fugă la țărmul mării, iar un băiețel strigă. Un crocodil! Uite, acolo este un crocodil! Așa ceva e imposibil! Exclamă o femeie în costum de baie. Altcineva bombăne. Dacă sunt crocodil, îmi strâng imediat lucrurile, mă urc în mașină și plec acasă! Connie nu spune nimic, i-al vrea pe Fridolin înapoi imediat. Din fericire, își face apariția Salvamarul. Ce s-a întâmplat? Întreabă el. Connie îi explică dintr-o suflare. Fridolin al meu este acolo, iar dacă nu-l ajută nimeni să iasă afară, se va neca! A intrat în mare pentru prima dată! Liniștiți-vă, oameni buni, mă duc imediat! Spune Salvamarul și plonjează în mare. Înoată pe sub apă, spică valurile cu brațele și îl apucă pe Fridolin de coadă. Doar că, din greșeală, îi scoate dopul. Iar Fridolin zboară pe deasupra valurilor ca un avion cu reacție, aterizând direct pe plajă. Strigă Connie. Pliosc! Face Fridolin, căzând chiar lângă Connie pe nisip. Se aude aerul, ieșind din el, până când Fridolin nu mai e decât o bucată de plastic, moale și turtit. Sper că nu s-a spart! Se gândește Connie, pipăind învelișul verde. Dar uită-l pe tata, care vine în grabă la ea. Ține în mână pompa cu care umflă salteaua de plajă și, în scurt timp, bucata moale de plastic devine iarăși un Fridolin dolofan. Marea nu e bună pentru un crocodil, spune Connie, strângându-l cu drag la piept pe Fridolin. Connie își ia lopățica și începe să sape o groapă mare în nisip.
are cam 1 metru lungime și 1,5 metri lățime. Apoi, Coni umple groapa cu apă din mare, pe care o aduce cu găletușa, iar Fridolin are acum un iaz adevărat doar pentru el. Mulțumit, Fridolin stă acum la soare. Salvamarul are grijă ca nu cumva să vină un val care să-l ducă pe Fridolin iarăși în mare, iar Coni va merge pentru a doua oară să facă baie, însă de data asta ținându-se de mână cu tata. Coni servează ziua de naștere. Mamă, de ziua mea poți să invii foarte mulți copii? Întreabă Coni, entuziasmată. În curând, ea va împlini 5 ani. La petrecerea organizată de ziua ei de naștere, Coni vrea să invite întreaga grupă de la grădiniță. Mama râde. Vei împlini 5 ani, prin urmare trebuie să inviți doar 5 copii? Spune ea. A, doar 5? Va fi greu să-i aleg. În orice caz, o va invita pe Iulia, pentru că este cea mai bună prietena ei, apoi pe Laura și pe Iolanda, deci până acum sunt 3. Desigur, pe verișorul ei Mihai, 4, și pe Semire și, bineînțeles, pe gemenii Corina și Luca. Deja sunt 7. 7 mai merge? Se arată de acord mama. A doua zi, Coni le povestește tuturor prietenilor de la grădiniță despre petrecerea de ziua ei de naștere. De pe acum, copiii se gândesc la ce ar vrea să mănânce și la cum se vor juca. Luca vrea să campeze în grădină și noaptea să sperie fetele. Iulia crede că ar putea scufunda fructe în ciocolată. Iolanda ar prefera mai degrabă cârnăciori. Corina crede că și pe aceștia i-ar putea scufunda în ciocolată. Semire vrea la zoo. Laura propune să se joace de-a circul. Și pisica mea va fi tigrul! Strigă Coni încântată. Toți vor tort de ciocolată, cartofi prăjiți, înghețată și foarte multe jocuri. Acasă, Coni și mama ei pregătesc invitațiile. Ele iau 7 cartonașe albe și le pliază odată la mijloc. Apoi pictează părțile din față, iar mama scrie textul invitației la calculator. După ce sunt scrise, Coni le lipește în interiorul cartonașelor. A doua zi la grădiniță, Coni împarte invitațiile. Desigur, Coni dorește ca de ziua ei să le ducă ceva dulce și copiilor de la grădiniță. De aceea, în după amiaza de dinaintea zilei de naștere, împreună cu mama, coc niște tarte mici. Coni amestecă ingredientele și urnează tartele când sunt gata. Mama pregătește tortul cu ciocolată pentru petrecerea de acasă. În sfârșit, a sosit și ziua mult așteptată de Coni. Ea s-a trezit foarte devreme. Curioasă, despachetează cadourile primite împreună cu mama și tata. Un puzzle, pantofi de spor noi, o carte cu imagini despre corpul uman și una cu o vrăjitoare mică. Însă, cel mai grozav cadou este CD player-ul. Pe masă se află deja tortul de ciocolată cu 5 lumânări. Coni le suflă pe toate deodată. Azi, la micul dejun, mama i-a pregătit mâncarea ei preferată. Cornulețe moi cu unt și cacao caldă. Pentru că trebuie să ducă și prăjiturelele, tata o duce pe Coni la grădiniță cu mașina. La grădiniță, Coni este sărbătorită de colegi. Toții cântă, mulți ani trăiască, la mulți ani. Apoi, Coni își despachetează cadoul primit și împarte copiilor tartele pe care le-a pregătit cu mama. Azi, Coni poate alege jocul de la finalul zilei. Acasă, Coni își mănâncă rapid prânzul, apoi așteaptă cu nerăbdare sosirea invitaților. Până atunci însă o ajută pe mama să împodobească locuința. Dar timpul trece foarte greu. Au terminat și tot nu s-a făcut ora 3. În sfârșit se aude soneria. Mihai, primul sosit, e în fața ușii. După el, în scurt timp, vin toți invitații. În timp ce stau în jurul mesei și mănâncă, copiii joacă un joc numit Spune Stop. Coni este cea care începe și strigă Stop! Toți încremenesc pe locurile lor. Cine se mișcă trebuie să dea un obiect drept gaj. Mihai se neacă și tușește. El trebuie să-și dea eșarfa. Acum e rândul lui să spună stop. Curând, toți copiii au dat câte un gaj. Pentru a-și răscumpăra obiectul depus, proprietarul are de îndeplinit o sarcină dată de restul participanților la joc. Iulia trebuie să sară într-un picior în jurul unui scaun, iar Coni trebuie să facă o tumbă. Apoi, tata are o surpriză pentru copii.
El a ascuns o comoară, iar Conny și prietenii ei pornesc încântați în căutarea acesteia. La început este foarte ușor să urmeze săgețile desenate cu cretă. Apoi săgețile sunt tot mai greu de găsit. Deodată se opresc cu toții. Luca o ia la fugă înainte, dar nici acolo nu găsesc nicio săgeată. Conny spune dezamăgită: "Să ne întoarcem, nu mai găsim comoara." Dar, pe drumul de întoarcere, Laura descoperă încă o săgeată. Copiii și-au dat seama că au greșit direcția. Deodată găsesc încă o săgeată. La intrarea în spațiul de joacă este desenată o cruce. Aici trebuie să fie comoara. Copiii caută peste tot și îl găsesc mai întâi pe tata. După ce le dă un mic indiciu, ei descoperă și comoara care se află la rădăcina unui copac ca într-o mică vizuină de pitic. Fiecare poate să-și ia un bănuț de ciocolată auriu și un săculeț cu perle din cufărul cu comori. Acasă primesc cu toții suc, iar cine dorește poate participa la concursul de mâncat bezele învelite în ciocolată. La acesta însă mâinile trebuie ținute la spate. Bineînțeles că toți vor să participe. Iolanda se apleacă deasupra bezelei și curând topărul îi devine lipicios, năclăit de ciocolată. Ce bine că părul lui Conny este legat cu funda ei roșie. Corina câștigă concursul de mâncat bezele. Tata le fotografiază fețele mânjite cu ciocolată. Apoi merg cu toții să se spele. În camera de zi, copiii înșiră pe ață perele găsite la vânătoarea de comori și își fac brățări și coliere. Apoi se costumează cu eșarfe, perdele vechi și resturi de materiale. Luca își leagă o eșarfă în jurul capului și, cu colierele din jurul gâtului, arată ca un adevărat pirat. Conny se costumează în prințesă, care este răpită de pirații nemiloși și dusă pe o insulă pustie. Acolo este supravegheată cu strictețe până când Semire, Iulia, Iolanda și Corina o găsesc și salvează prințesa din mâinile piraților. În cele din urmă, copiii se satură de atâta tărăboi și se așează în jurul mesei. Mama acoperă masa cu o hârtie albă și le aduce creioane colorate. Fiecare copil poate să deseneze ceva în dreptul lui. Apoi mănâncă frigărui și cartofi prăjiți. Mihai își pătează tricoul cu ketchup spre amuzamentul lui Conny, care strigă: "Arată exact ca sângele de pirat!" Timpul a trecut repede, iar la ora 7 părinții au venit să ia copiii acasă. Mai târziu, când este deja în pat, Conny este mult prea agitată ca să adoarmă imediat. O vreme stă de vorbă cu tata, spunându-i că abia așteaptă următoarea petrecere de zi de naștere. "Dar trebuie să mai aștepți un an întreg," spune tata, râzând. "Ba nu," râde și Conny. "Eu le-am părțit chiar ieri invitați." Conny merge la dentist. Seara, Conny se spală pe dinți. Apoi, cu gura larg deschisă, se uită în oglinda din baie. Este supărată. Nu poate curăța nici cum pata maro de pe unul din dinții de jos din spate. Mama încearcă și ea să o curețe, dar pata maro, pur și simplu, nu vrea să dispară de acolo. Cred că trebuie să mergem la dentist ca să-ți examineze dintele. Precis ai o carie," spune mama. A doua zi la grădiniță, Conny, îngrijorată, le spune copiilor că trebuie să meargă la dentist. "Nu trebuie să-ți fie teamă," o liniștește Iulia. În schimb, Emil îi spune că dentistul îi va găuri dinții cu o freză. Dar Conny nu-l crede, doar a mai fost la dentist de câteva ori. Seara, Conny cere lămuriri lui tata. "Nici vorbă," râde tata. "Freza seamănă un pic cu periuța mea electrică de dinți." Tata schimbă capul periuței electrice cu unul nou. Acesta bâție, iar peria mică și rotundă se învârte foarte repede. Când Conny o apropie de dinți, simte că o gâdilă. A venit și ziua în care Conny merge la dentist. Mama o însoțește. În cabinet miroase a curățenie. Conny își ține strâns la piept ursulețul de pluș. Mama îi întinde asistentei cardul de sănătate. În sala de așteptare, Conny descoperă imediat o cutie mare cu jucării. Curând este atât de preocupată de joacă, încât nici nu aude când este strigată pe nume. Conny intră în cabinet împreună cu mama. Aici se află un fotoliu foarte comod. Conny se așează pe el. Asistenta îi pune la gât o bavetă.
apoi începe să ridice și să coboare fotoliul ca să-i fixeze înălțimea. E foarte amuzant. Deasupra lui Connie este o lampă foarte puternică, iar lângă ea o chiuvetă mică și un pahar. Pe o măsuță sunt câteva instrumente metalice sclipitoare. Bună ziua, Connie! Salută tânăra dentistă. Ai un dințișor care se clatină și nu vrea să cadă? Connie îi arată mândră incisivul care se clatină un pic, dar nu acesta este motivul pentru care a venit aici. Dentista se spală pe mâini, apoi își pune mănuși albe subțiri și o mască la gură. În felul acesta, dacă una dintre noi este răcită, om o lipsește pe cealaltă, explică ea, dar Connie știe deja acest lucru. Dentista, cu ajutorul unei oglinzi și a unei lămpi mici, examinează cu atenție dinții fetiței. La unul dintre dinții de jos găsește o carie mică. Connie nu înțelege de ce, doar se spală pe dinți în fiecare zi, dimineața și seara. Doctorița îi explică lui Connie că dulciurile și resturile de mâncare rămân lipite de dinți, atacându-i. De aceea este mai bine să ne spălăm pe dinți dimineața, după micul dejun. Dentista îi arată lui Connie un instrument cu o bilă mică în față care se rotește foarte repede, la fel ca periuța electrică a tatălui ei. Cu el poate îndepărta pata maronie de pe dinte. După curățare punem o plombă, adică umplem gaura cu ceva, spune dentista. Cu marțipan? Întreabă Connie, gândindu-se la prăjiturile delicioase ale bunicii. Nu, râde dentista. Voi umple dintele tău cu ceva care nu este dulce și se fixează bine de dinte. Acum, Connie trebuie să deschidă gura foarte mult. Asistenta doctoriței îi așează acolo un mic aspirator de salivă pe care Connie nu trebuie să-l înghită. Dacă în timpul tratamentului Connie simte că o deranjează ceva, trebuie să ridice mâna în semn de oprire. Procesul de îndepărtare a petei maronii este un pic ciudat. Instrumentul cu bilă gâdilă, bubuie și bâzie, după care se oprește. Cu ajutorul unei sonde dentare, doctorița verifică dacă pata a dispărut. Dentista umple caria cu o pastă albă. Acum Connie trebuie să strângă tare din dinți. Simte un gust cam ciudat. Apoi Connie apasă pe un buton ca să-i curgă apă în pahar. Ea își clătește gura, scuipând apa în chiuvetă. Cu ajutorul unei oglinjoare, Connie se uită la dinte. Folosind un crocodil mare cu gura larg deschisă, dentista îi arată lui Connie cum să se spele corect pe dinți. Mai întâi trebuie periate suprafețele drepte cu care mesteci. Apoi perii dinții la exterior și în interior, mereu dinspre zona roșie spre cea albă. La plecare, Connie primește în dar o mică oglindă dentară. Seara, Connie verifică atentă dinții tatălui cu ajutorul oglinzii dentare și a unei lanterne. Are și el o pată maronie pe un dinte. Prin urmare, tata trebuie să meargă la dentist. Nu trebuie să-ți fie frică, îl îmbărbătează Connie. Nu o să te doară deloc. De reținut. Dacă vrei să-ți păstrezi dinții sănătoși, trebuie să-i cureți cu atenție timp de 3 minute după micul dejun și înainte de culcare. Curăță mai întâi suprafețele cu care mesteci, apoi exteriorul și la urmă interiorul dinților. Lasă părinții să te ajute. Coața dentară poți îndepărta resturile alimentare din spațiile înguste dintre dinți. La cabinetul dentar, medicul îți va arăta cum să faci acest lucru. Zahărul se lipește foarte bine de dinți. El se găsește nu numai în dulciuri, ci și în multe alte alimente și băuturi. De aceea, seara, după ce te-ai spălat pe dinți, n-ar trebui să mai mănânci nimic, ci doar să bei apă. Connie coace pizza. Prost dispusă, Connie scormonește cu furculița prin mâncarea din farfurie. Piure de cartofi cu spanac. Iac! Asta nu-mi place deloc! Mormăie ea supărată. Mama, care tocmai încerca să-i vâre lui Iacob o lingură de spanac în gură, îi spune enervată. Atunci gătește singură! Asta voi și face! Îi răspunde Connie. Mâine voi găti cu Simon, el știe să facă pizza! La început, mama oftează. Apoi aprobă râzând. Simon este cel mai bun prieten al lui Connie. Ea îl sună de îndată ce termină de mâncat. Vrea să știe dacă mâine după școală pot face pizza împreună.
Însă Simon trebuie să-și întrebe mai întâi mama. Dar ea nu este încă acasă. Simon o așteaptă cu nerăbdare. Doar după jumătate de oră, Simon sună deja la ușă, ținând într-o mână un pachet cu amestec pentru a lua de pizza și în cealaltă mână o carte de bucate. Connie îl privește complet năucită. Era vorba să facă pizza abia a doua zi, dar Simon o lămurește că vrea să verifice dacă au toate ingredientele pentru pizza. Connie și Simon se uită împreună în cartea de bucate să vadă cele necesare pentru pizza. Sos de roșii, ardei, cașcaval, salam, măsline și, desigur, amestecul de copt pentru aluatul de pizza. Destul de multe componente. Oare le au pe toate? Nu le lipsește nimic? Mama lui Connie caută în dulapul de bucătărie. Simon se uită în frigider. Grozav, au găsit toate cele necesare. Connie ar fi preferat să se apuce imediat de copt. Însă Simon trebuia să plece acasă. Amândoi copiii așteaptă cu nerăbdare ziua cea mare. A doua zi, după încheierea orelor, Connie și Simon sunt primii care ies din sala de clasă. Ajunși acasă la Connie, cei doi copii își aruncă rapid ghiozdanele și jachetele în hol și dau buzna în bucătărie. Connie și-a pus deja șorțul când mama le strigă. Mai întâi agățați-vă jachetele în cuier și apoi spălați-vă pe mâini! Pentru început, Connie caută vasul mare de amestecat aluatul. Apoi, toarnă amestecul pentru aluatul de pizza cu atât de mult elan încât se ridică norișor de praf. Connie își bagă ambele mâini în castron. Amestecul pentru pizza are o consistență atât de pufoasă. Simon măsoară cu o cană gradată 150 de ml de apă. E foarte meticulos. O vreme trebuie să mai verse sau să mai adauge puțină apă până când în sfârșit reușește să potrivească cantitatea de apă, fix 150 de ml. Toarnă apa în amestecul pentru pizza. Connie pornește mixerul de mână cu brațele de frământat atașate și amestecă în vas. Aluatul se îngroașă rapid. Acum mai trebuie doar frământat, dar de data asta cu mâinile. Simon îi arată lui Connie cum se face. Aluatul se împinge cu o mână, iar cu cealaltă se trage. Connie frământă de zor și între timp fredonează un cântecel vesel despre frământatul aluatului. Dar încetul cu încetul începe să transpire. Își dă la o parte părul de pe față. Deja are aluat și în păr. Și, pe deasupra, acum o mănâncă și nasul. Curând, Connie e complet epuizată, dar și aluatul de pizza e gata. Connie și Simon îl gustă. Nu e dulce ca aluatul de prăjituri, dar e totuși delicios. Obosiți, Simon și Connie se așează pe banca din bucătărie. După atâta muncă, li s-a făcut sete. Copiii beau suc. Lui Connie este și foame. Se gândește că, de fapt, e foarte comod să poți mânca imediat după ce vii de la școală. Fără să trebuiască să gătești înainte. Însă Connie și Simon nu au prea mult timp de relaxare. Trebuie să felieze legumele cu care vor orna pizzele. Cu roșiile, Connie nu se prea descurcă. Mai întâi nu reușește să taie cu cuțitul pielița roșie, apoi miezul zemos stropește pe afară și întreaga roșie se face fleașcă. Connie preferă să se ocupe de ardei. Simon, mai priceput, preia tăiatul roșilor. După ce au feliat legumele, copiii continuă cu pregătirea aluatului. Simon presară puțină făină pe masa de bucătărie, iar Connie face același lucru cu sucitorul. Și podeaua primește puțină făină. Apoi Connie întinde aluatul. Amândoi copiii decupează cercuri mari din aluat cu un pahar. Ca la pursecuri, este de părere Connie. În timp ce întinde aluatul rămas, Simon unge tava de copt cu puțin ulei, ajutându-se de o pensulă de uns. Connie așează cercurile de aluat în tavă și le unge cu ulei. În urma acestei proceduri, rondelele de aluat lucesc de parcă ar fi fost lăcuite. Apoi, Connie și Simon întind sos de roșii peste ele.
După aceea, urmează partea cea mai frumoasă și mai palpitantă a activității. Fiecare mini-pizza trebuie ornată cu felii de ardei și roșii. Connie aranjează feliile de legume în formă de față de om. O felie de ardei roșu este gura. Două bucăți de ardei verde sunt ochii figurii. Connie taie un nas dintr-o felie de salam. Fața arată foarte nostim. Connie și Simon chicotesc încântați. Simon așează bucățele de cașcaval pe post de ochi și improvizează o gură din feliuțe de roșii. O măslină devine un nas umflat. Născocesc fețe din ce în ce mai trăznite. O față are barbă din cașcaval și gură din salam. Alta, ochi din măsline și păr din cașcaval. Curând, înnecându-se de atâta râs, abia mai pot respira. Ce păcat, deja toate pizzele sunt gata! Connie cere ajutorul mamei pentru a porni cuptorul. Pizzele trebuie coapte la 200 de grade Celsius. Când cuptorul s-a încins, mama introduce înăuntru tava de copt. Connie privește curioasă prin gemulețul ușii de la cuptor. Simon îi spune că pizzele vor fi gata când cașcavalul de deasupra se va topi. Însă, după 2 minute încă nu se întâmplă nimic. Connie se plictisește să mai privească prin gemulețul cuptorului. În plus, burta e ghioră e din ce în ce mai zgomotos. Mai bine se apucă să așeze farfuriile pe masă. Simon adaugă cuțite și furculițe. În dreptul fiecărei farfurii pune și câte un pahar. Apoi, deoarece a început să miroase bine, amândoi se repede înapoi la cuptor. Pizzele sunt în sfârșit gata. Mama îi ajută pe copii la scoaterea tăvii fierbinți. Pizzele arată delicios! Connie și Simon mănâncă una după alta mini-pizzele, cu degetele, că așa e cel mai gustos. Au ieșit chiar delicioase! Mult mai gustoase decât piureul de cartofi cu spanac. Și mama recunoaște asta lăudându-i. Ați gătit minunat! Acum mai trebuie doar să spălați vasele și să faceți ordine în bucătărie. Subit, Simon își aduce aminte că trebuie să meargă foarte urgent acasă. Și Connie, la rândul ei, anunță că are foarte multe teme. Deci mama rămâne să spele vasele și să facă ordine în bucătărie de una singură. Tot e bine că nu trebuie să mai și gătească alții. Și săptămâna viitoare vom găti din nou locul tău, probabil spaghete, o consolează Connie pe mama. Connie îl ajută pe tata. Connie este bucuroasă, deoarece la sfârșitul săptămânii va rămâne singură cu tata. Mama și Iacob vor merge în vizită la o prietenă a mamei. Connie și tata vor să-i facă mamei o surpriză și să planteze în grădină legume și flori. Și căpșuni? Strigă Connie. Ca la bunica în grădină! Tata schițează un plan, desenând cercuri și pătrat. Văzând desenul tatălui ei, pe Connie o pufnește râsul. Nici o grădină nu arată așa ca cea din schița făcută de tata. Ea face repede un desen cu flori multe, colorate. Așa trebuie să arate grădina ei. Connie îl ajută pe tata să măsoare straturile și să le delimiteze cu sfoară și țăruși din lemn. Acum mai trebuie doar să pate. Dar fii, ce greu e să sape adânc cu hârlețul de copii în pământul tare! În curând, Connie renunță la săpat și greblează porțiunile de pământ săpate de tata. În timp ce netezește pământul, descoperă multe râme și 2 melci, care se tărăsc încet de la marginea stratului spre tufișuri. Râmele sunt folositoare pentru grădină, spune tata. Ele afunează pământul. Dar pe melci vrea să-i țină departe de straturi, deoarece aceștia ronțe toate plantele. Acum, Connie și tata au obosit și au nevoie de o pauză, ca să mănânce și să bea ceva. Apoi vor merge să cumpere plante și semințe de la un magazin specializat pe produse pentru grădinărit. Fluierând fericit, tata scoate bicicleta din garaj. Dar, aoleu, roata din față este desumflată. Și când tata încearcă să o umple cu pompa, constată că aceasta pierde aerul. Trebuie să fie o gaură în camera bicicletei. Și acum ce să facă? Mașina e la mama și bicicleta e la bunica. Nu au de ales. Trebuie să lipească un petic pe cameră. Tata duce trusa de scule.
El demontează roata din față și scoate camera. Connie îl ajută să o umfle. Deodată se aude un fâsâit ușor. E zgomotul aerului care iese pe undeva. Dar pe unde? Păcat că nu putem vedea aerul. Se poate totuși, spune tata și scufundă camera roții în apă. Și, într-adevăr, Connie vede mici bule de aer ridicându-se dintr-un punct. Acolo trebuie să fie problema. Ea ține degetul în acel loc și tata, cu un pic rezistent la apă, face un cerc în jurul acestuia. Oare unde este kitul de repara biciclete? Connie și tata caută peste tot prin garaj. În cele din urmă, Connie descoperă cutia, dar nu mai este nici măcar un petic înăuntru. Ce ghinion! Trebuie să amâne plantatul. Connie vede că tata e supărat. Chiar voia să-i facă mamei o surpriză. Ea are o idee. Cum îl poate ajuta totuși pe tata? Fuge repede la prietenul ei, Sorin, pentru a împrumuta kitul de repara biciclete. La scurt timp după aceea, Connie și tata au lipit un petic pe gaură și au reparat roata. În sfârșit, pot porni la drum. Connie își pune casca de biciclist pe cap și pedalează bine dispusă în spatele tatălui ei. La magazin, ei pot alege dintr-o sumedenie de semințe și răsaduri de flori și de legume. Connie descoperă semințe de floarea soarelui. Tata pune în coșul de cumpărături răsaduri de roșii și de alte plante. Connie adaugă și câteva răsaduri de căpșuni, apoi caută împreună semințe de legume și de flori frumoase. Afară purtușesc remorca și coșurile bicicletelor. O adevărată grădină pe bicicletă! Se amuză Connie. Apoi, cei doi pedalează fericiți spre casă. Connie a dorit să înceapă de îndată să planteze răsadurile. Dar, până să le ducă pe toate în grădină, se face aproape seară. Și Connie este, de fapt, destul de obosită. Ea doarme rapid după cină. A doua zi, tata și Connie își sortează cumpărăturile. Plantează câteva flori și roșii în ghivece pentru terasă. Apoi, cei doi seamănă și plantează în straturile pregătite din grădină. Pentru cartofi și căpșuni, sapă găuri în pământul moale. Într-un alt strat, seamănă mazăre, morcovi, ridichii și pătrunjel. Connie are grijă să nu pună prea multe semințe într-un loc. I se pare uimitor că niște grăunțe atât de mici se vor transforma în plante adevărate. Pentru a opri melcii, tata și Connie construiesc în jurul straturilor un gărduleț. E atât de amuzant să bați în pământ țăruși mici din lemn cu ciocanul de cauciuc. Connie este de neoprit, deși stratul este deja împrejmuit. La final, straturile trebuie udate. Cu furtunul de grădină, Connie udă florile, legumele, căpșunii, tufișurile, pomii și chiar și pe tata. El se amuză. Chiar îi prinde bine un duș înviorător după muncă în plin soare. Și Connie vrea o stropeală răcoritoare. Ea țofă în jurul tatălui ei, chicotind fericită. Numai lui Miau nu-i place deloc că este stropit cu apă. După amiaza, Connie și tata mai trebuie să asambleze grătarul. Connie ține de piesele componente ale acestuia, iar tata le înșurubează. Când mama ajunge acasă, are parte de o dublă surpriză. O grădină frumoasă cu straturi cultivate și o mică petrecere cu grătare, ambele pregătite de Connie și tata. Drept răsplată, tata primește de la mama un pupic. Dar sigur, fără ajutorul lui Connie nu aș fi reușit, recunoaște tata. Connie radiază de bucurie. Ea primește câte un pupic atât de la mama cât și de la tata. La petrecerea cu grătare vin și Sorin cu mama sa. În timp ce tata se ocupă de grătar, Connie le explică tuturor ce au semănat și plantat. Mama este încântată de floarea soarelui. Sorin și Iacob se bucură în special de delicioșii cârnăciori la grătar, care acum sunt gata. Și motanul Miau se linge pe bot fericit. La vară vom putea mânca roșii din propria noastră grădină, spune tata mândru. Iar la desert vom avea parte de căpșuni delicioase! Strigă Connie bucuroasă. E minunat să ai așa o grădină frumoasă!
Coni merge la cumpărături. Poimâine e ziua de naștere a bunicii Mariana. Prin urmare, Coni și mama au multe de făcut. Doresc să-i ofere bunicii în dar o carte, să-i facă un colaj cu poze de familie și să-i pregătească un tort. În plus, mama mai trebuie să ridice un pachet de la poștă. Mai întâi de toate, trebuie să meargă la cumpărături. Toate proviziile sunt aproape epuizate. Nu au nici măcar destulă făină pentru tort. Mama vrea să ducă flacoanele goale la automatul de reciclare. Coni le împachetează pe toate într-o plasă mare, în timp ce mama îl îmbracă pe frățiorul ei, Iacu. Toți trei merg cu mașina. Mai întâi se duc la supermarket. Coni introduce o monedă în căruciorul de cumpărături. Mama o ajută să scoată căruciorul din rând, căci nu e deloc ușor. La automatul de reciclare, mama împinge lada cu sticle goale în compartimentul de jos. Coni și Iacob observă cum lada dispare. Iacob încearcă să se cațere acolo, dar Coni îl oprește la timp. Mama preferă să-l pună pe Iacob în locul pentru copii din căruciorul de cumpărături. Și Coni poate urca în cărucior. Astfel ea devine suficient de înaltă pentru a introduce pe rând câte un flacon în partea de sus a automatului. Cu un cranț-cranț zgomotos, automatul înfulecă pe rând toate flacoanele. La final, Coni apasă butonul verde și dă apoi mamei bonul tipărit care iese din automat. La cumpărături, Coni dorește să împingă un cărucior colorat mai mic pentru copii. La standul de fructe și legume, o ajută pe mama să găsească cele mai bune banane și cele mai frumoase mere. Mama mai cumpără castraveți, ardei și roșii. Iacob pescuiește o banană din cărucior și vrea să șovâre în gură. Dar nu cu coajă, îi spune Coni râzând. Ea așează toate bananele pe cântar. Pe ecranul de deasupra se pot vedea imagini cu mai multe tipuri de fructe. Coni găsește repede imaginea corectă și apasă pe aceasta. Cântarul tipărește un bon, pe care sunt vizibile greutatea produselor și prețul. Coni îl lipește pe banane. Apoi cântărește și merele și legumele. Și Iacob are voie să apese odată pe imagine. Mama trece mult prea repede pe lângă rafturile cu dulciuri. În loc de ursuleții cu mați, Coni trebuie să ia lapte. Acesta se află într-o parte a supermarketului în care este chiar frig din cauza multor vitrine frigorifice. O vânzătoare, tocmai în parte cumpărătorilor, iaurt de gustat. E delicios! Și Iacob gustă și mai dorește. Coni poate lua câte un pahar de iaurt pentru fiecare. Apoi mai cumpără unt și ouă proaspete. Înainte ca mama să pună cofrajul de ouă în cărucior, verifică împreună cu Coni dacă toate ouăle sunt întregi. De pe rafturile de pe următorul culoar, Coni pune în cărucior făină și zahăr. Putem lua aceste flori de zahăr pentru tortul bunicii? O întreabă ea pe mama. Sau mai bine decorațiuni? Dar mama nu este de acord. Coni se supără. Tortul bunicii nu va fi frumos. Mama îi spune că mai au acasă decorațiuni de ciocolată și că bunica le preferă pe acelea. La final, mama așează o ladă cu apă și suc de portocale în partea de jos a căruciorului de cumpărături. Deodată lui Coni și lui Iacob li se face sete. Coni are voie să ia două cutiuțe cu suc de portocale. Înainte de a le deschide, trebuie să le plătim la casă, le spune mama copiilor. Din fericire, azi, coada de la casă nu este prea lungă. Dar astfel, din păcate, Coni nu are timp să examineze mai îndeaproape dulciurile. Împreună cu mama, pune lucrurile din coșul de cumpărături pe bandă. Cu excepția lăzii cu sticle de apă, căci e foarte grea. Îmi ajunge o sticlă, le spune casiera. Coni îi mânează una. Mama plătește și Coni pune iar toate lucrurile în cărucior. În timp ce mama așează toate cumpărăturile în mașină, deodată se apropie de ele, țopăind un câine alb cârlionțat. El dă din coadă și Coni îl mângâie îndată. Câinele este foarte drăgălaș. Și Coni și-ar dori unul. Oare cățelușul își caută o familie nouă?
dar mama e convinsă că are un stăpân. Apoi, Coni, mama și Iacob merg la librărie. Copiii, așezați comod, unde și-au găsit un loc ușor, răsfăiesc cărțile ilustrate. Mama caută cartea pentru bunica, o plătește și ar vrea să plece din librărie. Dar Iacob a descoperit o cărticică cu multe vehicule. A mea! Spune el și o arată mamei. Coni a găsit și ea o carte cu animale care îi place. Mama examinează cărțile. Pentru că le consideră potrivite și nu sunt scumpe, le cumpără pe amândouă. În fața librăriei îl reîntâlnesc pe cățelușul alb. Coni e sigură că a așteptat-o pe ea. Cățelușul a rămas tot acolo și până când au ridicat pachetul de la poșta de alături. O privește pe Coni plin de speranță, dând din coadă. Coni e convinsă că nu are o familie. Pot să-l păstrez, te rog! O imploră Coni pe mama. Cu siguranță s-ar înțelege bine cu motanul meu. A meu! Strigă și Iacob. Deodată se aude un fluierat. Câinele aleargă repede, dând din coadă fericit la stăpânul său. Este totuși al cuiva, atâta doar că nu-i place să stea legat. Păcat, se gândește Coni. La drogherie este un automat la care mama vrea să imprime fotografiile pentru bunica. Coni ajută la selecție. Oare să pună fotografia cu Coni în grădină sau pe cea din concediu? Și care este cea mai frumoasă poză cu tata? Când în sfârșit s-au pus de acord și automatul imprimă fotografiile, ele constată că Iacob a dispărut. Coni și mama îl caută strigându-l tare prin magazin, dar fără niciun rezultat. Coni își amintește exact cum, la rândul ei, s-a pierdut și ea într-un magazin cândva. Oare și Iacob plânge acum? Dar ce să vezi, două culoare mai încolo, Iacob stă liniștit pe podea și construiește mulțumit un zid din pachete de ceai. Nu! Strigă el când mama îl ridică și Coni așează cutiile de ceai înapoi pe raft. Aproape că au terminat toate cumpărăturile. Mama ar mai vrea să meargă repede într-un mic magazin pentru a cumpăra măsline proaspete și un condiment arăbesc. Merhaba, ce mai faci? Salută vânzătorul și îi strânge mâna lui Coni. Dar pe mine nu mă cheamă Merhaba, spune ea. Eu sunt Coni. Vânzătorul râde și îi spune că Merhaba se spune în loc de bună. Coni se uită prin magazin. Descoperă căni și farfurii strălucitoare, frumos decorate, pachete mari de orez și multe condimente. În spatele unei tejghiele sunt răspândite diverse soiuri de măsline, salate și diferite aperitive. Dincolo, pe raft, sunt lipii și prăjituri. Coni nu cunoaște nici măcar denumirea multor fructe și legume multicolore. Gustă o bucată de pepene și ea primește o jumătate de covric turcesc cu susan. Acasă, mama și Coni despachetează cumpărăturile. Of, oftează mama brusc. Am uitat complet să cumpărăm pâine. Acum iar trebuie să o luăm din loc. Dar Iacob nu vrea să se încalțe din nou și preferă să se joace cu mașinuțele. Coni spune că poate să meargă ea singură la brutărie. Doar trece pe acolo în fiecare zi, în drum spre școală. Mama este de acord. Îi dă bani lui Coni și spune să aibă grijă și să nu piardă vremea. Brutăria se închidea la ora 6. Coni pornește în grab. O pâine! Strigă ea, gâfâind. De-abia ce pășește în magazin. Bună ziua mai întâi, spune vânzătoarea. Apoi o întreabă pe Coni ce fel de pâine dorește. Pâine cu crustă crocantă, pâine albă, pâine de casă, pâine din secară, pâine integrală? Coni se gândește puțin. Apoi arată spre una care îi se pare cunoscută. Vânzătoarea e o întite pachetată peste tejghea. Coni îi dă bacnota și fuge spre ușă. Așteaptă! Strigă soția brutarului. Coni mai primește și rest și o biluță de brânză. Mulțumesc! Spune Coni. Bagă banii în buzunar, iar biluța de brânză în gură. Acasă îi dă pâinea tatălui ei. Acesta e uimit de cât de bine se descurcă deja Coni singură la cumpărături. A cumpărat pâinea lui preferat. Și a mai primit și rest, radiază Coni fericită. Sâmbătă, de ziua ei, bunica se bucură de cadouri. Coni povestește despre cum a fost la cumpărături
și despre cățelușul alb care a așteptat-o peste tot. Bunica i-a spus că și eu am avut cândva un câine. Mai știi când l-ai luat odată cu tine la cumpărături pe când erai copil? Îl întreabă ea pe tata. Și apoi a luat-o la Sănătoasa și în timp ce îl căutai, ai pierdut toți banii. Da, tata își amintea încă toată întâmplarea. Coni face prăjituri. Este a treia oară când Coni o roagă pe mama să facă prăjituri. Însă mama nu are timp și nici chef. Dar Coni dorește foarte mult să facă prăjituri, deși mai este timp până la Crăciun. Mama o amână mereu pe Coni până a doua zi. Uneori motivează că trebuie să se ducă cu Iacob la doctor. Alteori trebuie să meargă la cumpărături. Nici de data asta nu poate, fiindcă acum fratele Iacob doarme. Mama ar vrea să se odihnească puțin. Și Coni ar trebui să doarmă, deoarece cu o zi înainte a fost bolnav, a făcut febră. Dar Coni nu este deloc obosită. Să doarmă mama. Oare nu putem să facem singure prăjituri? Ce zici, Miau? Coni îl ia pe Miau de pe pat. Motanul o privește plin de reproș. Se făcuse ghem și stătea atât de bine. Coni își caută cartea de bucate ilustrată. Nu este pe raft, nici pe masa de scris. În cele din urmă, o găsește tocmai pe fundul cutiei cu jucării. Coni ia cartea și intră pe neauzite în bucătărie. Motanul Miau se furișează în urma ei. Speră că va primi ceva de mâncare. În carte, Coni găsește imediat rețeta pentru fursecurile ei preferate. Sunt imagini cu tot ce are nevoie pentru a face prăjitura. Făină, zahăr, unt, 2 ouă și bombonele pentru ornare. Coni găsește în frigider ouă și un pachet de unt. Așează cu grijă 2 ouă pe masa din bucătărie. Bombonelele pentru ornare se află pe raftul condimentelor, iar făina și zahărul sunt în dulapul de bucătărie. Ca să ajungă la ele, Coni trebuie să se urce pe un scaun. După ce le-a luat, Coni sare de pe scaun, ținând într-o mână punga de zahăr și în alta punga de făină. Însă se lovește de masa de bucătărie și un ou se rostogolește și aterizează plosc pe jos. Noroc că mai sunt ouă în frigider. Coni așează pe masă zahărul și făina. Miau gustă oul care a căzut, dar nu-i place. Preferă să se ducă la castrunelul din care mănâncă de obicei. Coni ia un șervețel de hârtie și șterge oul de pe jos. Ce alunecos este! Coni aruncă șervețelul murdar la gunoi. Totuși, podeaua rămâne puțin alunecoasă, dar Coni pășește cu grijă. Unde a ascuns mama formele de prăjituri? Coni caută peste tot în dulapul de bucătărie. Dă la o parte toate cratițele și tăvile și aproape că a dispărut cu totul în dulap, când mama intră în bucătărie. Hei, ce faci acolo? Întreabă ea. Iacob s-a trezit și el și vine somnoros în urma mamei. Fac fursecuri! O lămurește Coni ieșind din dulapul de bucătărie. Ea îi arată mamei ingredientele. E tot ce au nevoie pentru fursecuri. Și Iacob s-a trezit acum. Așa că mama nu mai are nicio scuză. Acum mama se bucură că nu a dormit mai mult. Coni nu are voie să umble singură la cuptor. E prea periculos. Mama o ceartă un pic, dar apoi îi dă din sertar formele de tăia prăjituri și spune că vine să o ajute. Trebuie doar să-i schimbe scutecul lui Iacob. Dar unde este Iacob? Mama se uită de jur împrejur. Oare s-a dus din nou să se culce? Mama îl caută în dormitor, iar Coni în camera copiilor și în salon. Dar Iacob nu este nicăieri. În cele din urmă îl descoperă în dulapul de bucătărie. Stă acolo și ronțăie bombonelele de ornare împreună cu motanul Miau. Mama ia pachetul din mâna lui, apoi îl duce la baie să-l spele. Între timp, Coni își pune șorțul de bucătărie. Aduce un vas mai mare și pune în el o jumătate de pungă de făină. Deodată își amintește că trebuie să cântărească și să cearnă făina. Așa face mama de fiecare dată. Coni pune făina pe talelul cântarului. Imediat, bucătăria se umple de praf alb. Noroc că mama se întoarce. Îi arată lui Coni cum să citească indicația cântarului.
Acul arată puțin, peste 480 de grame. Coni ia o lingură de făină. Acum acul arată chiar 480. Coni toarnă făina într-o sită mare. Ia scutură țita deasupra vasului până când cerne toată făina. Mama pune cratițele și tăvile înapoi în dulapul de bucătărie. Iacob ajută și îi aduce forma de tort. Aceasta s-a rostogolit până la castronelul din care mănâncă Miau. Coni lovește cu grijă oul de marginea vasului. Acesta rămâne întreg. Ce ciudat! Adineaur, când a căzut pe jos, s-a spart imediat. Coni încearcă din nou. Lovește tare oul de colțul mesei. Albușul dă să iasă afară din nou, iar Coni îl pune cu greu în vas. S-a prelins un pic din el. Mama îi arată lui Coni cum să lovească ușor oul de marginea vasului, apoi cum să despartă cele două jumătăți de ou și să toarne conținutul în vas. Coni e roșie în obraj de concentrare. Cu mâinile pline de făină, își dă la o parte părul de pe față. Cu ajutorul mamei, Coni cântărește untul și zahărul. Toarnă zahărul în vas și taie untul în bucățele mici, pe care le pune peste celelalte ingrediente. Frământă amestecul cu ambele mâini. La început simte făina catifelată, granulele de zahăr, oul alunecos și untul moale și gras. Dar curând, aluatul devine neted și doar un pic lipicios. Mama spune că ar trebui să mai adauge puțină făină. Acum, aluatul nu mai este lipicios. Coni îl frământă. În scurt timp, aluatul este gata. Mama îi spune că aluatul trebuie să se odihnească la frigider înainte de a fi întins. Și Coni vrea să se odihnească, dar mai întâi trebuie să se spele bine pe mâini. Apoi începe să răsfoiască împreună cu Iacob cartea de bucate ilustrată. Peste puțin timp, scot aluatul din frigider și continuă prepararea. Mama presară făină pe masă, iar Coni întinde aluatul cu sucitorul. Este destul de obositor. Coni a transpirat. Își suflecă mânecile puloverului. Faptul că s-a prins aluatul de mâneci nu o deranjează pe Coni. Mai rău este că aluatul se tot lipește de sucitor. Mama presară făină pe sucitor. Acum aluatul se poate întinde bine. Foaia de aluat devine tot mai mare, aproape că nu mai încape pe masă. Miau vrea și el o bucățică de aluat, dar mama îl dă la o parte. Coni începe să decupeze fursecuri în formă de steluță, inimioară, lună și diferite animale, chiar și o formă de pisică. Iacob se cocoață pe un scaunel ca să decupeze și el fursecuri. Mama are grijă ca băiețelul să nu mănânce aluat crud, fiindcă nu este sănătos. Mama tapetează o tavă cu hârtie de copt, iar apoi, împreună cu Coni, așează în ea figurinele de aluat decupate. Curând, tava e plină de inimioare, stele și pisici. Mama dă drumul la cuptor. Când acesta este încins, pune tava înăuntru. În timp ce fursecurile se coc, mama prepară o glazură din suc de lămâie și zahăr pudră. Coni întinde o altă bucată de aluat și continuă să decupeze figurine împreună cu Iacob. Primele fursecuri sunt gata. Mama le scoate din tavă. Întreaga casă miroase învietor. Coni unge fursecurile cu glazură și le ornează cu bombonele colorate sau bucăți de ciocolată. Și Iacob presară bombonele pe fursecuri, dar nu reușește să le împodobească așa de frumos precum Coni. Coni e fericită că mama se ocupă acum de restul de aluat. Ea e foarte ocupată cu ornatul. Este foarte obositor să faci prăjituri. În sfârșit, mama începe și ea să decupeze aluatul și să orneze fursecurile. Din ultima bucată de aluat, Coni face un fursec uriaș pentru tata. Când tata se întoarce acasă, găsește pe masă fursecuri proaspăt scoase din cuptor. Mama a făcut cafea și ciocolată caldă, așa că pot lua masa întihnă la lumina lumânărilor. Tata gustă fursecul uriaș și îi place mult. E delicios. Nu-i vine să creadă că însă Coni a pregătit singur aluatul. Sunt cele mai bune fursecuri pe care le-am mâncat vreodată, spune el. Coni e fericită.
În cele din urmă, motanul Miau primește și el un mic fursec în formă de stea. Probabil că i-a plăcut mult, fiindcă nu a lăsat nicio frimitură. Coni merge la zoo. Noi suntem tigri, strigă Nicu. Ba nu, suntem cai, spune Iulia. Dar Coni crede că la zoo nu există cai. Joia viitoare, copiii de la grădiniță, împărțiți în trei grupe, vor merge la zoo. Fiecare grupă trebuie să-și aleagă un nume. În cele din urmă, copiii din grupa lui Coni hotărăsc ca grupa lor să se numească zebrelor. Coni crede că zebrele seamănă cu niște cai, doar că au dungi. Fiecare copil desenează câte o zebră, o decupează și o lipește pe un carton rotund prevăzut cu două găurele. Coni și Iulia împletesc nururi din fire de lână colorată. Acum cartonașele pot fi purtate la gât ca un lănțișor. Pentru ca în această excursie nimeni să nu se piardă, pe spatele cartonașului este scrisă adresa grădiniței. Coni se bucură de prima excursie pe care o face împreună cu grupa ei și abia așteaptă să vadă animalele în realitate. Joi dimineață, tata o duce pe Coni la gară. Pe peron, câțiva copii cu rucsacuri în spate sar în sus de bucurie. Doamna Stancu, educatoarea, îi dă fiecărui copil un cartonaș cu numele său. Așa își dă seama imediat dacă sunt prezenți toți. Copiii sunt însoțiți de mama Elenei și de domnul Vlaicu, un educator tânăr. Când sosește trenul rapid, toți copiii se grăbesc să urce. Călătoria nu durează mult. În zare se văd deja blocurile din orașul cel mare. Din gara centrală iau metroul până la grădina zoologică. Ajuns acolo, domnul Vlaicu cumpără bilete de intrare pentru toți copiii. La poartă îi întâmpină domnul Lucaci, care îi va însoți în timpul vizitei în grădina zoologică. Mai întâi copiii merg la cușca suricatelor. Este ora la care acestea sunt hrănite cu viermișori. Cine are curajul să pună mâna pe ei? Întreabă domnul Lucaci. Îuuu! Strigă Iolanda, uitându-se în găletușă. Mișcă? Sunt vii? Dar Coni îndrăznește, pentru că e curajoasă, îi se permite să hrănească suricatele cu viermișori. Apoi copiii merg să vadă lamele. Lamele scuipă, spune Nicu. Doar atunci când nu le place ceva, le explică domnul Lucaci. Lamele sunt rumegătoare. Ele înghit iarba pe nemestecate, apoi o aduc iarăși în gură pentru a o mesteca în voie. Chiar în acel moment, Coni zărește un fel de cocoloș care se ridică pe gâdlejul unei lame până îi ajunge în gură. Ce amuzant! Apoi, domnul Lucaci îi conduce în bucătăria maimuțelor. La o masă mare, o femeie taie în bucăți multe fructe și legume pentru maimuțe. Domnul Lucaci le spune copiilor că vizitatorii nu au voie să hrănească animalele de la zoo. Acestea se pot îmbolnăvi dacă mănâncă alimente cu care nu sunt obișnuite. Alături, în casa maimuțelor, este cald și umed. Un îngrijitor le pune mâncarea în locul special amenajat. Toate maimuțele se repet într-acolo. O maimuță ține puiul agățat de ea. Ce drăguțe sunt! Coni face repede o poză. În cușca lor, leii așteaptă nerăbdători să ia masa. Îngrijitorul le dă bucăți mari de carne crudă. Când mănâncă, leii seamănă cu motanul lui Coni, atunci când înfulecă o bucată de cârnat. Iar acum a venit ora mesei și pentru puii de om, spune zâmbitor domnul Lucaci. Ceva mai încolo sunt mese și scaune. În timp ce domnul Lucaci își a rămas bun de la ei, copiii își scot pachetelele cu mâncare. După ce au mâncat, însoțiți de doamna Stanciu, copiii din grupa lui Coni merg la Țarcul Zebrelor. Educatoarea îi întreabă pe copii dacă știu cum își recunoaște puiul de zebră mama. După miros, își dă cu părere Coni. Ba nu, după glas, crede Iulia. Și după dungi, completează doamna Stanciu. Lui Coni nu-i vine să creadă, doar toate zebrele au dungi.
dar totuși, dacă te uiți cu atenție, fiecare zebră are altfel de dungi. Hipopotamii sunt grași și fac zgomot când ies din apă. Când deschid larg gura, conii vede ce dinți puternici au. Printr-un panou de sticlă, copiii pot observa hipopotamii sub apă. Se deplasează pe fundul apei fără probleme. Apoi copiii ajung la țarcul elefanților, unde conii îndrăgește imediat puiul de elefant. Ea îl consideră un elefant în miniatură, însă puiul nu are încă nume. Vizitatorii sunt invitați să găsească un nume. Copilul care propune cel mai potrivit nume pentru puiul de elefant va fi răsplătit cu un abonament pe un an de zile la grădina zoologică. Imediat, copiii încep să se gândească. Cum să-l cheme pe puiul de elefant? Poate Noni, ori Edi, sau poate Nas Pitic. După aceea, copiii încep să strige care mai de care. Unii dorind să meargă la locul de joacă, alții pe pajiștea verde. Deodată, chiar în fața lor, un pui de panda roșu traversează aleea și se urcă repede într-un copac. A scăpat din cușcă!" strigă Tony. Repede, trebuie să anunțăm un îngrijitor de la zoo!" Connie și Iulia se îndreaptă spre o magazie din apropiere. Un pui de panda roșu a ieșit din cușcă!" strigă ele către femeia din magazie. Aceasta scoate telefonul mobil și solicită repede ajutor. În curând vine un veterinar și trage spre ursuleț o săgeată tranquilizantă. Puiul de panda doarme imediat și cade din copac, dar este prins de îngrijitor și dus la infirmerie. Pentru că au anunțat imediat incidentul, copiii primesc câte o înghețată drept recompensă. Pe pajiște, Iulia mângâie un iet. Connie cumpără un cornet cu mâncare pentru capre. Imediat, toate căprițele aleargă într-acolo și încep să sară în jurul ei. De pe pajiște, copiii merg la locul de joacă, își dau jos rucsacurile din spate și se cocoață pe podul din frânghii. Acolo se întâlnesc cu copiii din celelalte grupe. A sosit ora de plecare, iar copiii se îndreaptă spre gară pentru a urca în tren. Călătoria cu trenul a luat sfârșit. La gară, la coborârea din trenul rapid, Connie este întâmpinată de mama și de tata. Impresionată de cele văzute, Connie are atât de multe lucruri să le povestească. În drum spre casă, vorbește într-una. În cele din urmă, tata spune: cred că o să merg și eu împreună cu mama la zoo. Vin și eu cu voi, ca să vă arăt totul, strigă Connie. În cazul în care Connie va câștiga abonamentul pe un an de zile, va putea merge la zoo cât de des va dori. Connie primește o pisică. Connie desenează o pisică. De mult își dorește una. Azi chiar își dă toată silința la desenat. Nici măcar nu observă că afară o mașină se oprește cu un scârțâi puternic de roți. Trebuie neapărat să termine desenul înainte să vină tata, deoarece e un cadou pentru el. Tata coboară speriat din mașină. Aproape că a dat peste o pisicuță cu dungi albe și gri. Aceasta stă chiar în fața mașinii. E speriată, zbârlită și slăbuță. Dar când tata vrea să o ridice, pisicuța o ia repede la fugă. Bine că nu i s-a întâmplat nimic, se gândește tata, bucuros. Când deschide ușa de la intrare, tata nu observă că pisicuța s-a strecurat în casă, în spatele lui. O pisicuță! Strigă Connie, entuziasmată. E pentru mine? Ești tată din lume! Tata se uită încurcat în jur. Pisica se apropie precaută și se freacă de picioarele lui Connie. Cum te cheamă? O întreabă Connie. Miau! Îi răspunde pisica. Cu siguranță ți-este foame, spune Connie. Fuge în bucătărie și toarnă puțin lapte într-un bol. Mama urmărește uimită ce s-a întâmplat. Connie nu poate păstra pur și simplu pisica, e de părere mama. Poate că aceasta aparține deja cuiva care o iubește. Auzind cele spuse de mama, Connie aproape că începe să plângă. De acum, aceasta e pisica ei. Mama mă poate trimite pe Miau din nou pe stradă. Tata
propune să păstreze deocamdată pisica și să pună un anunț la supermarket. Găsit pisică cu dungi albe și gri și alături numărul de telefon. În timp ce pisica doarme, Connie merge cu mama la supermarket. Cumpără câteva conserve cu mâncare pentru pisici și o pungă cu așternut pentru litieră. Mama îi cere voie casierei să pună anunțul. Aceasta le dă o bandă adezivă și le indică cel mai vizibil loc de pe ușă. Connie ar prefera mai degrabă să-l dea jos de îndată. În adâncul sufletului ei, speră să nu sune nimeni. Acasă, tata și Connie pregătesc o litieră dintr-o văniță de plastic puțin adâncă și așternutul pentru pisici. Tata așează vănița în baie. Când Miau se trezește, Connie o duce la litieră. Pisicuța se ghemuiește pe așternut și apar nu are ce trebuie să facă acolo. Connie se așează pe toaletă pentru a-i arăta cum se face. Uite, acolo trebuie să faci pipi, exact ca mine! Connie trebuie să o ducă pe Miau la litieră de încă două ori, când îi se pare că este momentul. Apoi Miau înțelege ce trebuie să facă, iar Connie o laudă. Miau nu vrea să doarmă în patul păpușilor. Sare de acolo de fiecare dată când o pune Connie. Tata caută o cutie de carton în pivniță. Apoi o duce în camera lui Connie. Ea așează în cutie păturica păpușilor și o pernă veche. Acum Miau are un pătuț frumos. Acolo pisica se curăță temeinic pentru prima dată. Își linge lăbuțele și își netezește blana cu ele. Acum nu mai arată atât de zbârlită. Și pentru Connie a sosit momentul să se spele pe dinți și să meargă la culcare. A doua zi de dimineață, Connie se joacă cu Miau până la micul dejun. Apoi sună telefonul. E o doamnă, pe nume Bunea, care a citit anunțul. Ea crede că pisica ar putea fi tigrișor al ei. Mama o roagă să vină la ei ca să o vadă pe pisicuță. Connie se sperie. Ce să facă? Nu vrea nici de cum să o dea pe Miau. Atunci îi vine o idee. Înainte să vină doamna necunoscută, trebuie să o ascundă pe Miau. Dar unde? Connie se uită nedumerită prin cameră. Dar ideea cu ascunsul nu a fost atât de bună, deoarece lui Miau nu-i place să fie închisă în dulap. Pisicuța zgârie ușa și Miau ună foarte tare. Șșș, stai liniștită, îi șoptește Connie. Dar Miau nu aude și Miau ună în continuare din ce în ce mai tare. Mama o găsește de îndată pe pisicuță și o duce doamnei în camera de zi. Da, e tigrișul al meu, micul fugar, spune bucuroasă doamna Bunea. Ea povestește că pisica ei a făcut 3 puiuți și tigrișor, dornic de aventură, fuge mereu. Deci Connie află că Miau nu este o pisică, ci un motan. Doamna Bunea îi arată lui Connie cum îți poți da seama de asta. Cu toate acestea, Connie vrea să păstreze motanul. Dacă nu este pisică, îl va numi motanul Miau. De la Connie nu va fugi niciodată, deoarece ea se va juca mereu cu el și îi va cumpăra numai mâncare delicioasă. Și cine îi va curăța litiera? Întreabă doamna Bunea, surâzând. Connie promite să facă ea treaba aceasta. Doamna Bunea se uită la mama. Dacă părinții tăi sunt de acord, spune ea. Te rog, mamă, o imploră Connie. Mama dă din cap aprobator și a început să îndrăgească motănelul. Connie radiază de bucurie. Doamna Bunea înșiră lucrurile de care are nevoie Miau. Un castron pentru mâncare, un altul pentru apă, un coș pentru dormit, o litieră, o perie și un copac pentru pisici, pentru ca motanul să nu zgrie mobila cu ghearele. La sfârșit, doamnei Bunea îi mai trece prin minte că Miau poate avea purici sau viermișori, pentru că au hoinărit atât de mult timp pe afară. Pentru a rezolva această problemă, îi lasă mamei adresa unui veterinar. Apoi, Connie și mama merg la cumpărături. Ele iau tot ce le-a spus doamna Bunea, doar copacul pentru pisici îi se pare mamei prea scump. Mai cumpără și un coș pentru transport, pentru ca Miau să nu fugă când merg la veterinar. În plus, îi cumpăr o zgardă antipurici roșie și un mic pandativ auriu pentru aceasta.
Pandantivul se poate deschide și se poate scrie adresa înăuntru. Dacă Miau totuși va fugi, cine-l va găsi, poate vedea imediat unde locuiește. După amiază, Coni și mama merg la veterinar. Miau este examinat temeinic. Are într-adevăr purici. Motănelul primește un medicament antipurici și o pastă contra viermișorilor. Veterinarul îi răspunde lui Coni și la restul întrebărilor puse. Nu, pisicile nu trebuie să spele pe dinți. Și cele mai multe dintre pisici nu îndrăgesc apa. Se spală singure cu limba, lingându-și lăbuțele cu care apoi își netezesc blănița. Dar și pisicile trebuie vaccinate. De aceea Coni trebuie să revină cu Miau săptămâna viitoare. Apoi Coni își vizitează bunicul. El are un atelier grozav în pivniță. Oare ar putea construi un copac pentru pisici? Bunicul râde. Știu că uneori ador să mângâi pisicile, dar la ce trebuie un copac pentru pisici? Coni povestește totul despre motanul Miau. Bunicul și Coni merg de îndată în atelier și se apucă de treabă. La sfârșitul săptămânii următoare, Miau se poate deja cățăra în copacul pentru pisici. Mama, tata, bunicul și bunica nu se mai pot sătura privindu-l pe micul și drăgălașul Miau. Bunica spune că și ei ar plăcea așa un motănel. Coni spune repede, dar pe Miau nu-l primești, el este al meu, și râd cu toții. Coni la coafor. Au, mă doare! Strigă Coni în timp ce mama o piaptănă. Părul îi este vâlvoi, deoarece tocmai s-a sculat din pat. Ar trebui să-l tundem, este de părere mama. Atunci se va putea piaptăna mai ușor. Mâine, mama are programare la coafor. Coni poate merge cu ea. Dar Coni dă repede dezaprobator din cap. Nu, cu siguranță nu-și va tunde părul. Deși pieptănatul doare uneori foarte tare. După amiaza, Iulia vine în vizită. Coni se uită la părul Iuliei. Este tuns scurt. Cu siguranță, Iulia a fost deseori la coafor. Tunsul părului doare? O întreabă Coni. Deloc, îi răspunde Iulia. Și, ca dovadă, își taie câteva vârfuri de păr cu foarfeca de jucărie a lui Coni. Apoi îi taie și lui Coni câteva vârfuri de păr. Într-adevăr, nu doare. Coni are o idee. Ce-ar fi dacă s-ar juca acum de coaforul? La început, Coni va fi coafeza. Leagă în jurul Iuliei un prosop mare de baie. Pentru că părul Iuliei este atât de scurt, pieptănatul și periatul nu sunt prea amuzante. De aceea, Coni vrea să-i vopsească părul. Cu o pensulă, aplică pe vârfurile firelor de păr mai multe culori din cutia ei cu acuarele. Din păcate, nu-i reușește prea bine. Acum i-a venit Iuliei rândul să fie coafeză. Are o idee grozavă. Îi va face lui Coni bucle. Iulia știe cum se fac. Trebuie doar să rotești părul pe bigudiuri și vei obține bucle frumoase. Dar Coni nu are bigudiuri. Astfel că Iulia îi înfășoară părul pe creioane colorate și le fixează cu cleme de păr. Totuși, câteva șuvițe nu vor să stea. În cele din urmă, Iulia trebuie să se ajute de guma ei de mestecat ca să fixeze părul lui Coni. Mama intră în camera copiilor. Coni spune că se joacă de coaforul. Ei, atunci chiar e nevoie să vă spăl părul, spune mama. Sper să iasă culoarea. Deasupra vanei, mama spală întâi părul Iuliei. Apoi scoate bigudiurile lui Coni. Doar guma de mestecat nu se lasă desprinsă. Oare iese la spălat? Coni și Iulia își fac frizuri amuzante cu spumă. Nu se mai pot opri din râs. A venit vremea ca Iulia să meargă acasă. Mama clătește spuma și usucă părul Iuliei cu feonul. Dar guma de mestecat nu s-a desprins din părul lui Coni. Mama încearcă să o scoată cu ajutorul pieptenelui, dar nici așa nu iese. Doar foarfeca mai ajută, spune mama și taie porțiunea de păr în care se află guma de mestecat. Coni se uită în oglindă. Acum chiar arată ca o găină jumulită.
dar mama îi spune că mâine o va lua cu ea la coafor. Coafeza îi va tunde părul mult mai bine decât mama. Acum Connie nu se mai împotrivește. Inima lui Connie bate cu putere când ajunge la coafor. Înăuntru e cald și miroase a șampon. Nina, coafeza, le salută prietenos pe Connie și pe mama. Connie se cațără pe scaunul de coafor pentru copii. Acesta se poate roti și ridica. Astfel, Nina nu trebuie să se aplece pentru a ajunge la părul lui Connie. Connie primește o pelerină. Astfel nu-i cade părul tuns în gulerul puloverului care ar gâdila-o dacă ar ajunge acolo. Connie ar prefera ca Nina să nu-i pieptene părul. Cu siguranță o va dura mai tare decât atunci când o pieptenă mama. Nina se uită mai întâi la părul lui Connie, apoi o pieptenă cu atenție. Între timp o lasă pe Connie să-i povestească ce s-a întâmplat. Nina o asigură pe Connie că îi va face o tunsoare nouă drăguță, apoi ia foarfeca. În timpul tunsului, Connie ține ochii strâns închiși. Părul tăiat o gâdilă pe față. Speră ca Nina să nu dea greș. Connie deschide puțin ochii. Nina tunde acum mai scurt părul care a fost mereu prins cu fundă. Connie închide repede ochii la loc. În sfârșit, Nina a terminat. Connie se privește în oglindă. Arată diferit. Connie nu știe dacă îi place. Parcă lipsește ceva de acolo unde era funda mai devreme. Nina are o idee. Ea îi pune lui Connie în păr o agrafă cu o mică fundă. Acum lui Connie îi place chiar foarte mult noua ei frizură. În plus, părul lung nu-i mai intră în ochi. Îți stă grozav, constată mama. Acum e rândul ei. Mama vrea să-și facă șuvițe blonde. Nina aplică vopseaua și înfășoară șuvițele de păr în folie de aluminiu. Astfel nu se vopsește tot părul. Curând, mama are folie argintie peste tot prin păr. Arăți ca un extraterestru, chicotește Connie. Este foarte curioasă să vadă ce urmează. Dar acum vopseaua trebuie mai întâi să acționeze. Nina setează alarma peste fix o oră. Connie se așează pe scaunul liber de lângă mama. De aici îi poate vedea bine pe toți clienții. Alături, un frizer tunde părul din spate al unui bărbat. Aparatul de tuns arată aproape ca cel al tatălui ei, dar tata îl folosește pe-a lui doar pentru barbă. Și un băiețel a venit la tuns. El plânge și nu vrea să stea liniștit. Tunsul părului chiar nu doare deloc. În cele din urmă sună alarma mamei. Nina scoate folia din părul mamei și îl spală. Chiuveta se află în spatele capului mamei și are o formă specială. Astfel, spălatul părului merge mult mai ușor decât acasă. Connie povestește că acasă, la spălatul părului, trebuie să-și aplece capul în față. Și astfel îi ajunge deseori spumă în ochi, uneori o ustură. La final, părul mamei mai este tuns și uscat cu feonul. La casă, Nina îi dăruiește lui Connie o sticluță cu șampon pentru copii. De la acesta sigur nu te vor mai ustura ochii, îi garantează Nina. Mama o duce pe Connie la grădiniță. Connie este puțin neliniștită. Poate că ceilalți copii vor râde de frizura ei. Dar toți o găsesc foarte drăguță. Connie le povestește în detaliu experiența de la coafor. Emil spune că lui obișnuia să-i tundă părul unchiul său. Și el este frizer. Xenia se gândește dacă o coafeză ar putea să-i facă și ei bucle ca ale Iolandei. Iolanda a avut cândva chiar și o coafură cu flori adevărate. Asta s-a întâmplat la nunta mătușii ei când ea a fost fetița cu florile. Și Connie dorește să fie fetiță cu flori la o nuntă. După amiaza, păpușile și ursulețul lui Connie trebuie să meargă la coafor. Mai întâi, Connie piaptănă pe toată lumea. Dar Lily are părul foarte încălcit. Doar foarte ca mai ajută! Pune Connie și îi tunde păpușii părul la fel de scurt ca al ei. Celorlalte păpuși le face multe codițe. Când tata intră în cameră, Connie le anunță că i-a venit și lui rândul. Îi face o frizură amuzantă cu multe agrafe de păr și panglici. Și motanul Miau primește o fundă frumoasă.
După o vreme, părul lui Coni este iar destul de lung pentru a fi legat cu o fundă adevărată. Dar Coni dorește acum să meargă mai des la coafor. E amuzant și să-i privească pe ceilalți. Și părul oricum crește la loc. Excepție face părul păpușii Lily. Din păcate. Coni vrea să devină balerină. Azi la operă e un spectacol pentru copii. Așezată pe un scaun din al treilea rând, Coni o privește vrăjită pe frumoasa din pădure adormită dansând. Acum știe ce vrea să devină când va fi mare. Balerină. De atunci, Coni dansează în fiecare zi prin living. Se rotește, țopăie și sare. Într-o zi, în timp ce dansa, Coni a răsunat o vază care s-a spart în bucăți. Mama este de părere că ar fi mai bine pentru Coni să învețe să danseze la o școală de balet și imediat după vacanță o și înscrie la una. Prima oră de balet are loc într-o zi de marți. În vestiar, Coni își pune costumul de sport. Se uită curioasă prin sala de antrenament. Pe un perete vede o oglindă uriașă. În fața acesteia este o bară de lemn lungă. Profesoara de balet este tânără și drăguță. Copiii pot spune Ștefi. La început, cu toții se așează în cerc pe podea. Fiecare copil se prezintă și povestește ceva despre sine și astfel ajung să se cunoască repede. Picioarele voastre sunt ascultătoare? Întreabă Ștefi deodată. Coni o privește uluită. Nu înțelege ce trebuie să facă. Copiii trebuie să-și întindă vârfurile degetelor de la picioare mult în față. Așa arată picioarele ascultătoare ale balerinelor. Copiii exersează stând înșezut să-și întindă, să-și ridice și să-și încline în lateral degetele de la picioare. Dansatoarele și dansatorii trebuie să stea cu spatele drept. De aceea Ștefi merge de la un copil la altul și le îndreaptă cu blândețe spatele. Apoi, copiii învață la bară poziția corectă a corpului la balet. Călcâiele picioarelor se ating, iar vârfurile degetelor sunt orientate spre exterior. Sugeți burta, spatele drept, fundul în afară, strigă Ștefi. Ea îi arată lui Coni cum trebuie să țină brațele. Apoi le prezintă copiilor alte patru poziții de bază. Pentru a le denumi, folosește multe cuvinte necunoscute, pentru că la balet, pozițiile și pașii au denumiri franțuzești. După aceea, Ștefi pune o muzică liniștitoare. Copiii așezați în mijlocul sălii trebuie să-și imagineze că sunt țurțuri de gheață. Curând, soarele își face încet apariția, iar țurțurii se topesc încet. Mai întâi li se topește capul, iar apoi întreg corpul. Ca zăpada topită, râde Coni. Copiii se întind complet pe podea. Cu asta se încheie ora de balet. A fost amuzant și Coni abia o așteaptă pe următoarea. Coni își dorește un costum de balet și pentru asta merge cu mama la cumpărături. În magazinul cu articole de balet sunt dresuri minunate cu fuste înfoiate grozave, făcute din straturi multe de tiul. Văzându-le, Coni ar vrea ca mama să-i cumpere un astfel de costum. Dar mama e de părere că un dres cu fusta numită tutu din tiul se îmbracă doar la spectacol. Prin urmare, ele cumpără pentru Coni un dres roz drăguț cu fustiță și balerini potriviți. La următoarea oră de balet, Coni se descurcă mult mai bine cu pozițiile ciudate ale picioarelor. Acum, copiii învață să facă plie la bară. Pentru poziția aceasta se îndoaie genunchii, dar nu ca la gimnastică, în față, ci în exterior. Picioarele formează o deschidere în formă de O. Apoi exersează întinderea unui picior în față și atingerea podelei cu vârfurile degetelor de la picioare. Luând poziția plie și având degetele de la picioare întinse, copiii dansează pe ritmurile muzicii. În continuare, Ștefi le pune o piesă muzicală care reproduce sunetele pădurii.
toți copiii trebuie să-și închipuie că sunt animale sălbatice. Connie trebuie să-și imagineze că este un pui de căprioară. De aceea pășește mândră și sfioasă prin pădure, se uită cu atenție în jur, trage cu urechea și apoi țopăie încrezătoare. Steffi dansează alături de ei. Saltă grațioasă ca o pasăre prin aer și apoi coboară foarte lin. Și copiii trebuie să sară prin aer cu degetele de la picioare întinse și apoi să revină foarte încet la sol. La început, aterizează cu toții pe podea cu grația unei turme de elefanți. Dar apoi coborârea devine tot mai lină. La sfârșitul orei, Steffi le arată să-și a rămas bun o plecăciune. Pentru a deveni mobil, micuții se întind și se lungesc pe pământ deseori. Curând, Connie poate sta într-un picior, pe vârfurile degetelor sau poate executa salturi ca o pisică. Oare când va putea face și șpagatul? Azi, Connie ajunge acasă foarte emoționată de la lecția de balet. Le povestește părinților că va dansa pe o scenă adevărată. Ea va fi un ful de nea. Connie arată mamei de îndată dansul fulgului de nea. De acum, la orele de balet, copiii se pregătesc cu sârg pentru spectacol. Cu această ocazie, Connie va purta un dres cu tutu. În fața oglinzii, ea se rotește ore în șir, pe vârfurile degetelor de la picioare. În ziua de dinaintea spectacolului, Connie exersează toată seara pașii de dans. Noaptea nu poate adormi din cauza agitației. Înaintea reprezentației, Steffi face exerciții de încălzire cu copiii balerini. De emoții, pe Connie o doare foarte tare burtică. Nu pot dansa, atât de rău mi-este, oftează ea. Se tot uită prin deschizătura cortinei. Sunt așa de mulți spectatori. Connie își simte picioarele grele ca plumbul. Dar deodată se aude muzica și cortina se ridică. Doar scena este iluminată, iar spectatorii din întuneric nu se mai văd. Grupa lui Connie dansează ireproșabil. Spectatorii aplaudă îndelung pe micii balerini. A doua zi, poza copiilor balerini apare în ziar. Micii fulgi de zăpadă au dansat deosebit de frumos, scria sub imagine. Connie mândră și fericită lipește fotografia pe un perete din camera ei. Oare vor apărea în ziar și anul viitor? Dacă v-a plăcut clipul, dați un like și abonați-vă! Noapte bună, copii!